Bună dimineața! Ieri nu am vorbit cu voi pentru că a fost o zi destul de stresantă. Trebuiau să vină copiii de la școală cu Colinda și m-am ocupat foarte mult de chestia asta. A fost o zi stresantă, i-am așteptat. Au ajuns pe la noi abia pe la ora 4, cred că. 4 jumate, dacă nu 5, nu mai țin minte exact ora. Și apoi am tot așteptat ca să termine cu Colinda, ca să pot să merg să-l iau pe Luca. A ajuns Luca, săracul, aseară acasă, abia pe la ora 8, 8 jumate, cam așa. După ce a terminat de colindat tot satul, toți părinții clasei. Și acum mă duc până în oraș, merg să iau câteva lucrușoare pentru un video pe care trebuie să-l fac pe YouTube. Nu pe YouTube, pe Instagram. Am de filmat pentru o campanie pe Instagram și trebuie să merg să iau lucrurile de care am nevoie. O să vedeți și voi despre ce e vorba când o să postez pe Instagram, dar pot să vă zic de acum despre ce e vorba. O să fac o campanie, mă rog, o să fac un reel cu câteva idei de cadouri în care poți include poze. Sunt câteva idei de cadouri last minute, așa le spun ei, adică pe ultima sută de metri, ca să zic așa, în cazul în care nu ai găsit încă un cadou pentru o persoană dragă și vrei ca să-i faci un cadou care să-i aducă aminte de tine, poți să alegi un cadou în care să incluzi o poză sau mai multe poze din timpul relației voastre de prietenie sau dacă e părinte sau bunic, poți să incluzi o poză cu ei sau cu voi împreună. Asta o să fac eu astăzi, o să mă ocup de videoclipul de pe Instagram, iar și am zis de pe YouTube, de pe Instagram. Sincer, mă gândesc așa de când am început toată seria asta de Vlogmas. Îmi pare sincer rău că nu am postat în fiecare zi. Când mă uit acolo, văd că sunt niște discrepanțe. Mi-aș fi dorit să postez în fiecare zi, dar din păcate nu se poate, nu s-a putut. Atât s-a putut. Suntem deja în data de 19. Astăzi o să avem vlog. O să-l postez pe cel de ieri. Dar bineînțeles, iarăși, nu știu dacă apuc să-l editez pe cel pe care îl filmez astăzi. E ușor să filmez, filmez mult, dar din tot ce filmez, probabil folosesc nici măcar jumătate, nu folosesc din tot ce filmez. Adică nu pot să las 40 de minute în care, efectiv, nu știu, doar stau și vorbesc cu voi sau 40 de minute în care sortez niște haine sau fac curățenie prin casă. Din toate filmulețele alea pe care le filmez, trebuie să sortez, să tai, să șterg, tot ce nu-mi place mie. Da. Mă duc la Chic, în oraș, și ne mai vedem pe acolo. Am fost la Chic și mi-au plăcut foarte mult toate ramele pe care ei le au acolo. Am văzut multe așa care au în loc să pui mai multe poze, dar și unele unde poți să pui o singură poză și, sincer, sunt foarte ieftine. O să vă arăt la final ce am luat eu și am dat doar 4,50 lei pe una simplă. Asta mi-a plăcut foarte mult cu floarea soarelui aceea, dar probabil o să o iau altă dată când o să merg la Chic, pentru că am început deja să îmi fac un fel de gallery wall în casă și îmi place cum arată, chiar dacă nu e perfect, pentru că am făcut doar așa, le-am pus la voia întâmplării și nu arată prea perfect, dar nu contează, e loc de mai bine și o să refac și o să fie mai fain.
Încă mai au o mulțime de ornamente pentru Crăciun, dar nu am cumpărat pentru că mai un pic și vine Crăciunul și o să iau la anul. Am cumpărat tot ce am avut nevoie de la Kick, am luat și câteva lucrușoare pentru Luca, pentru Isaac, pentru ziua lui și apoi m-am dus la Auchan, unde direct la intrare am și găsit acest stand cu foarte multe produse drăguțe de Crăciun și nu numai. Și de aici am și cumpărat un cadou pe care, bineînțeles, nu vi-l pot arăta pentru că știu sigur că persoana pentru care e cadoul se uită la vlogurile mele, așa că nu vi-l pot arăta. Dar probabil o să-l arăt în ultimul vlog, atunci când împachetez cadourile, nu știu sigur dacă o să-l arăt. Sunt foarte drăguțe toate aceste decorațiuni. Dacă sunteți din Timișoara și vreți un cadou așa pe ultima sută de metri, puteți să treceți pe la standul acesta ca să luați ceva drăguț. Au foarte, foarte multe lucrușoare faine și drăguțe, cred eu, și potrivite pentru toată lumea. Wow, ce bate soarele! Am fost la Pepco, am fost la Kick, am fost la Auchan, am printat niște poze. Și acum o să mă duc acasă pentru că trebuie în curând să merg după Luca și nu vreau să întârzi. Vă arăt când ajung acasă ce am luat și sper să fie suficient, zic eu. Am luat pentru două idei de cadou din poze. Mai aveam eu o idee în minte, dar e mai complicat. Așa că o să fac două idei. Sper să fie fain videoclipul la final. Nu știu, am multe idei în cap, dar uneori nu se materializează toate. Am ajuns acasă din oraș și vreau să vă arăt ce am luat de la Kick. Plus am cumpărat un cadou pe care evident nu vi-l pot arăta pentru că e cadou și vreau să fie o surpriză. Atâta vă pot arăta din cadou. Atât, nimic mai mult. Aici, pentru campania despre care vă ziceam, pentru cei de la CEUE, bine, asta nu e pentru campanie, asta e pentru Isaac, pentru ziua lui, vreau să fac, cum am zis, balonul acela cu aer cald și nu am găsit ochelari de aviator, așa că ăștia sunt potriviți că sunt rotunzi, m-am gândit eu. Cifra 1 pentru tortuleț, abia aștept să mergem să-i luăm tortuleț, deși el nu mănâncă tort, dar da. Așa, am luat această ramă mare cu 3 locuri de poze, 10 pe 15, pentru campania pe care o să o filmez, pentru cei de la CEUE. 3 brelocuri din acestea în care să pun poze, dar am printat o singură poză, așa că o să-l folosesc pe acesta sau pe acesta, anyway, nu știu încă. Am mai luat și două rame din acestea negre. Da, o să foșnei prea mult. Aceasta este a doua. Îmi plac chiar și imaginile dinăuntru. Deci, sincer, acum vreau să le înlocuiesc, bineînțeles, dar cred că păstrez imaginile. La un moment dat am desenat și eu ceva de genul. Am un desen făcut de mine, doar că nu e cu un ren, e cu un cap de leu, tot așa, în felul acesta. Și aici am plicul cu pozele pe care le-am printat. Hai să vă arăt puțin. La ei, la aparatele instant foto pe care le găsiți în mai multe magazine, printre care și în magazinele Auchan sau DM, puteți printa mai multe dimensiuni de poze. Eu am printat poze în formatul acesta 10 pe 15, dar puteți printa și poze mai mari sau chiar mai micuțe. O să vă arăt imediat. Puteți printa chiar și poze pentru carnet, pentru
nu știu, pașaport, dar nu aveți nevoie la pașaport de poze. Anyway, aveți mai multe posibilități de printare poze. O să mă un pic să găsesc pozele acelea. Bun. După cum spuneam, puteți printa și poze mai micuțe pe care le puteți folosi la, nu știu, tot felul de unde aveți nevoie de poze mici, ca de exemplu eu asta vreau să o incorporez într-un breloc. Sau de ce nu chiar în două, pentru că o să pun o poză în inimioară și o să o pun la cheile de la mașina mea și una în cerc pe care o să o pun la cheile de la mașina soțului. Mulțumesc pentru vizionare, rămâi pe aproape pentru că îmi propun ca astăzi sau cel târziu mâine să recuperez și să postez restul vlogurilor pe care le-am filmate, dar trebuie editate și postate. Pa, pa!